mult, trebuie să dorm dezbrăcat la noapte, că mi-am murdărit pijamalele. Hai să vezi cum se bagă coada la săcure. Să vedem cât încape. Problema cu solarul nu e simplă. Trebuie tăiat mesteacănul și toți copacii ceia din spate. Îl rog pe Daniel să vină să-și ia drujba și să taie copacii. Și pentru asta... Daniel s-a pus să-și pună toporul. Avem nevoie de secure. Securea asta stă de vreo 3 ani. Securea n-are coadă. Stau. Uite-ai pe aici și ia meu. Uite mă că tu nu poți ține mâna. Am zis că tot proiectul ăsta o să dureze cam o jumătate de oră. Tăiem repede copacul, tăiem în spate repede, le punem grămadă și plecăm. Da. Așa, și uite că... Pe hârtie toate durează prea puțin. Na, vine și mie să plâng. Cu musețe de coadă, vezi tu? M-am stricat. Treaba stă cam așa. În solarul meu este mult prea multă umbră. Plantele s-au lungit și își caută lumină și soare. La fel și circulația aerului este prea slabă. Chiar dacă avem geamul acolo și ușa în partea asta la altă, nu este un pic de vânticel pentru că e blocat de toți pomii ăștia de aici. Hai, dragă, să-ți arăt cum se bate coada la săcure. Să vedem cât încape. Încape destul de mult. Încape până în capăt. Aproape. Bun, fii atent cum se face, Victor. Să ia un ciocan. Și să dă până la... Până stai. Până intre. Da, deci problema cu solarul nu e simplă. Trebuie tăiat mesteacănul și toți copacii ceia din spate, da? Ca să facem asta, au trebuit să îl rog pe Daniel să vină să-și ia drujba. Să ia drujba și să taie copacii. Și pentru asta... Daniel s-a pus să-și pună toporul. Avem nevoie de secure. Securea asta stă de vreo 3 ani. Securea n-are coadă. Fără coadă. Și ca să aibă coadă, trebuie băgată coadă. E pe vremea când scoteam eu arin de acolo, de la capre. Atunci ți s-a rupt, așa? Da. Mi-a făcut un vecin de aici din zonă o coadă de salcâm. Și vă dați seama că i-am rupt-o în câțiva ani cât am tras pe ea. Și asta e o coadă de paltin, cred că ce-o zis omul ăla. Nu știu ce e ea. Cine știe meserie și se uită la fibra lemnului să-mi spună ce tip de lemn e. Probabil dacă l-aș face cu ulei sau cu altceva ar intra mai ușor, cu vazeline, da? Așa numai cu... Noi o filmez aici așa și tu după aia la editat îl dai, îl faci pe speed. Da. Pus să fie chiar simpatic. Baiu că intră cam tare fix și n-aș vrea să... Tare fix. Ba! Lasă că e bine, bagă fix acolo. Fix trebuie. Încă deja începe să crape. Stau. Uite-ai pe aici și ia meu. Uite mă că tu nu poți ține mână. Ar trebui luat cu rindeaua de pe ea. Un pic. Un milimetru. Prea fix intră, Victor. Și dacă o stricăm cu frumusețea asta de coadă... Am zis că tot proiectul ăsta o să dureze cam o jumătate de oră. Tăiem repede copacul, tăiem în spate repede, le punem grămadă și plecăm. Da. Așa, și uite că... Pe hârtie toate durează prea puțin. Așa pățesc eu când mă duc să văd câte o lucrare de construcții. Zice, mă, ce e asta? Păi o
câteva zile. De lucrare de câteva zile, așa. Știi ce? S-o crăpat. Știi ce le zic la oamenii aia? Dacă e chiar așa de puțin, vezi ce ziceam, Victor. N-am luat eu aminte la ce am zis eu și s-o crăpat. Dar bine, s-o crăpat așa pe lungime și nu s-o crăpat tare. Lasă că o scoatem înapoi, n-avem ce face. Na, vine și mie să plâng. O musețe de coadă, vezi tu? M-am stricat. Să nu faceți ca mine, faceți ca voi. Lasă, că scoate-o farul, rindelui-o, îi ruga și niște lipici acolo. Hai să tăiem ce am zis, că nu se poate așa. Și apoi o bag la loc. Haide cu barosul, Victor. Avem un avantaj că am lăsat creanga asta aici și mi-a venit nouă așa o idee, Andreea să tragă de ea și când vede că vine copacul încoace, să se dea așa la o parte. Hai să vedem, dragi. Vedem. Numai noi doi suntem în echipa asta. Și via asta ce-am căpătat-o, vreau să se strece. Trebuie să dorm dezbrăcat la noapte, că mi-am murdărit pijamalele. Bravo! Pijamale murdărit. Hai să ducem la cap, să roade de pe el. Hă, nu rupe crengile alea! Nu rupe, că facem sărcear din el. Ce-l-a? Pune-l fânul pe el. Stai că vezi tu. Da. Sabia adă-mi din portbagaj, Victor. Din vișinul ăla putem să... Sabia! Ne scăpăm de niște crengi. Îl scăpăm de la rădăcină dacă vrei. Că vă cătă din timp curcă acolo. Hai să le tau eu, le tau eu. Vreau să le tau eu toate. Dă să-ți arăt. Trebuie tăiate, uite așa. E aici așa. Așa le tai. Da, uite așa. Da? Nu, da. Da, că le tau eu. Poftim, taie-le. Deci cam cât o lungime de mână de-a ta? Nu dai acolo. Atât ai tăiat pe ziua de azi. Trebuie să ne cotăm de lucru și pe mâine să avem. Dar bine, da, spune. Nu mai tăiem și în spate acolo. Nu. Hai, nu. S-a luminat deja mult. Da, acolo nu mai face nimeni dacă nu faci acum. Facem, dar ai făcut... Nu mai face nimeni, de spun eu. Lasă, lasă, lasă! Poți eu, tati? Hai să tăiem măcar cât vade acolo. Dă drumul să mai dai și din vișini în jos. Nu, Andy, că trebuie tăiate crengile așa nici și duse la capre, că de nu... Ai de dat foc și ai de nu știu ce. Stop, Victor. Poți și eu, tati? Nu pot. Da. Să... Unde tai? Pe unde vrei să tai? Nu. Împinge de creanga asta de mai sus, împinge încolo.
treaba e bună, un pic mai bine. Nu mai este așa de multă umbră, am reușit să-l tăiem copacul ăla, dar problema aici în spate rămâne cam aceeași, pentru că vecinul de lângă noi nu și-a vizitat terenul de ani. Bun, 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 bun. Și eu foarte bine mă pricep la povesti. Da, avem un vecin în partea din coace care o cam lăsat terenul în paragină. Și nu știu cum de... Iată papagalul meu. Vezi cum îți lași tu sculele în ploaie, da, mai așa, da, mai uiți, așa e. No. Deci avem un vecin acolo care a murit și acum se hodinește în cimitir și feciorul său nu prea vine pe aici și așa că ne luptăm noi cu pustiul lui. O să mergem și pe la primărie să solicităm să-i comunice și să-l solicite să vină să facă curățenie și așa nică. Nu se poate. Vin de acolo șobolani, vin ghihor și ce mai are el acolo în tunere. Ești pregătit? Hai, bagă viteză. După unde mergi? Nu pe acolo. Nu. Hai de mine, mă, dar ce harnic poți fi. Ai spălat-o? Da. E grea, Victor? Oameni buni, asta e treaba. Avem aici un sărcer. Mi-a luat și găleata că mă dă duc la mulți. E verde și scamoi crengile, dar îl duc acolo să roadă caprele câte coajă de pe el, să vezi ce fain îl curăță. Și apoi l-am băgat în pământ. Că mesteacă nu le place. Nu e un lemn foarte bun, că și ăsta se burețește dacă stă în ploaie, dar un an, doi a ține. Merem la treabă. Spuneți-ne dacă v-a plăcut video-ul ăsta, dați-ne un like, așteptăm comentariile voastre și vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Putea trece de aici oare? Fără să mă... Așa, dragă. Da. Vi s-a mulțumit? Da, da, da.